Duminică au fost alegeri, portughezii și-au ales guvernare nouă. De fapt, e vechi, prim-ministru a rămas același, conduce PSD-ul și s-ar putea să facă alianță cu alte partide de stânga, pentru că lor li s-au acrit după vreo 40 de ani de dictatură de dreapta extremistă. Și acum schimbă o stângă cu alta. De asta așa o grămadă de partide socialiste, comuniste. De asta și verzii se aliați cu unul dintre partidele comuniste și formează Convenția Democrată Unită. Dar nu se grăbesc scoate anunțurile, afișele electorale dacă nu interzice legea. Eu, în schimb, mă grăbesc din nou spre Lisabona, dar nu trec strâmtoarea râul Tejo. O să rămân aici, la Almada. Din nou o masă critică, de data asta regională, așa, de suburbii. Dacă la Lisabona eram foarte puțini, nu mă aștept să fim mulți, mult mai puțini, mult mai mulți la Almada. Totuși mă duc să văd cum merge treaba. Puteam să merg și pe sus, dar e prea drept drumul până acolo și îmi trebuie o leacă de urcat, coborât, ca să-mi amintesc. Amintesc relieful de la Pepeni, de la Chișinău. Că de cel plat de la București m-a săturat. Pornit intenționat o leacă mai devreme ca să trec pe la Decathlon. Să-mi iau și eu claxon. Ce-am mai vrut eu pentru bicicleta? Sonerie. Dacă te duci la masa critică și n-ai sonerie, degeaba ai participat. Am luat tot felul de nebunii pe lângă sonerie, mi-am luat și scoabe de desfăcut roata și petici autocolante și ochelari de soare și chestii de astea ca să -mi țină pantalonii să nu intre la roată și lacăt ca să o protejez când o las o leacă bicla neamurilor. Și acum ați gata de pedalat. Mă duc la Almada, la masa critică. Vineri seara, așa că am prins și ambuteiaje pe drumul național 10 în drum spre Almada. Cam în ora potrivită de defilat la pedalare, cu ideea că vrem loc în trafic. Bine din rond înaintea mașinilor și înaintea transportului public, chiar și înaintea celor cu taxi, dacă există așa ceva. Că în loc de engleză
esperanto, portugheză. În trafic ne înțelegem toți în limba internațională a regulilor de circulație. Dacă le știi și le respecti, supraviețuiești în trafic. Dacă nu le știi, faci un accident și poți să mori sau să cauzezi daune pentru multă lume și să intri la închisoare. Ajungi la rond, cedezi trecerea, semnalezi că vrei să rămâi în rond sau semnalizezi. Oricum trebuie să fie vizibil și clar ce ai de gând. Asta e cel mai important în trafic, să fii previzibil. Și să te observi. Să nu fii camuflat, ascuns. Am ajuns la Seychelles. Următoarea e Almada. După care e podul 25 aprilie. Peste Tejo, spre Lisabona. Aici, aproape de Almada, am găsit și o pistă biciclistică. Departe de carosabil, de noxe. Și cumva separată, vizibil de zona pietonală. Cu praguri cam ascuțite și înalte, dar tot mai bun decât nimic. Aici e periculos, la traversarea liniei de tramvai, că e unghi de 45 de grade și dacă nu ești atent, poate să te arunce de înșa. Dar altfel, e bun așa. Nu prea văd bicicliști și bicicliste. Chiar dacă e iarna, dar vremea e minunată de pedalat. Haide, hai! Lăsați mașinile! Că vă costă, poluează și distruge sănătatea prin sedentarism și poluare. Bicicleta din contra. Se pare că banda asta e pentru ambele sensuri de mers. Și nu e separată nici un film, nici nu prea e desenată bicicleta pe jos. Decât acolo la început era. De la cât de puține biciclete circulă pe aici, e puțin mic riscul să facă accidente, să nu știi care, pe unde trebuie să meargă. Și înțeleg că noaptea avem și lumină aici. Felinarele astea par special pentru pista biciclistică. Nu prea s-o măturat aici de 100 de ani. Și dacă plouă frunzele, praful ăsta se transformă în mâzgă lunecoasă. Praful și așa e lunecos și uscat, nisipul. Dar probabil sunt autorități locale care încă nu știu cum bicicliștii încă nu sunt organizați și destui ca să formeze o masă critică, să insiste să le fie create condiții adecvate. Sau pista asta a fost construită pentru campanie electorală, a fost lansată cu usurile și trâmbițe și după aceea a uitat, abandonat, cum se întâmplă de obicei
la politicieni populiști. Sper că nu-ți termină fix aici. Ba da. Atâta a fost pista biciclistică. De asta nu se înghesuie pedalacii să o folosească. Și de asta mai ies la proteste. Pentru că pistele sunt rare și făcute de mântuială. Noroc că mai avem acostamentul ăsta pe drumul național 10. Dar uitați-vă aici ce gaură periculoasă. Dincoace altă denivelare. Gratele de-a lungul drumului ca la București și Chișinău. Așa că încă sunt multe pericole pentru transportul alternativ și încă merită pedalat rapid, că avem și noi dreptul. Convenția Democrată Unită are candidate zâmbărețe. Nu știu dacă o intrat în Parlament, dar sper că data viitoare măcar, sau măcar în Consiliul Local. Și la semafor. Gratii rare și periculoase. Noroc că eu am bicicletă de asta de teren, cauciucul lat. Dar dacă vine cineva cu bicicletă de oraș, cu trotinete, o cursieră, rămâne cu roata acolo. Aici e mai îngust, dar pericolul e mare. Cel mai bine e să fie gratile pe diagonală sau perpendicular pe mersul bicicletei, cum a fost mai devreme un grătar. Coroios se cheamă sectorul, regiunea, poate chiar localitate separată. Deja partea cealaltă văd un fel de pistă verde. Dar deja nu mă mai tentează. Strec partea cealaltă și să mă trezesc peste un kilometru că gata pista. Totuși, iată, mai este un biciclist ca mine. Merge pe bandă. Fericit. Ne salutăm din solidaritate. Da, la deal. Tramvaiul, chiar dacă e mai greu, dar cu motor de sute de cai putere, merge mai repede. Dar eu am numai cât o mânt sau un măgăruș putere. Armăsar. Așa că nu mă întrec cu ea. Ok,
pisică neagră pe lângă șantierul naval. O leacă șchioapă, dar pisică în toată legea. Am ajuns la râul Tejul și la terminalul acela Asilia sau nu știu cum îl cheamă, de unde pleacă unul dintre vapoare spre Lisabona. Văd deja 3 bicicliști. Înțeleg cumva că de aici pornește pedalarea în grup. Masa cred că, dar să vedem de unde. Mă mai uit amuși pe internet. Iată și un vapor de pirat. Sau o imitație de vapor din perioada medievală, dintre cele cu catar cu pânze. Casilias, parcă așa se cheamă. Și aici un submarin, bă, leu. Prima dată văd un submarin. Era fain să urc pe trotuar, dar nu-i bani. Submarinul. Ca să nu zicesc că nu vi l-am arătat. Mare, impresionant. Impresionant. Asta a fost soneria mea nouă. Clubul nautic din Almada. Interesant unde se adună bicicliști. Asta ce-a fost? Autobuz sau vapor? Că aici nu-ți mai dai seama. Cedem trecerea. Bă, atent. Așa. O văzut. Că e un fel de far, acolo e Lisabona. Cedem trecerea. Pietonii, transportul public au prioritate. Acolo un avion aterizează. În urma mea e alt autobuz, așa că nu mai stau mult. Aici e terminalul fluvial. Aici 200. Am ajuns cu o oră mai devreme. Na, jumătate de oră până se adună oamenii, jumătate de oră până pornesc. Dar pentru că am o oră la dispoziție aproape, am luat-o prin zona pietonală cu bicicleta de coarne să explorez Almada. Poate mă opresc să mănânc o supușoară caldă până ajung acasă la borșul mamei sau sarmale, ce face azi. O să mă încălzesc aici după vreo 25 de km de pedalat și înainte de alți 50 probabil. Nu știu de ce sunt desenate biciclete pe jos și un fulg pe lângă ele. Dar înțeleg că aici mai bine de mers cu bicla de coarne, ca să nu pățești vreun accident cu pietonii.
că ei sunt cei mai imprevizibili. Șoferii mai știu regulile, dar pietonii, mai ales copiii, căței, ei nu știu regulile și o iau când în stânga, când în dreapta, schimbă traiectoria brusc și te trezești cu ei în față. Așa că mai bine pe jos, măcar până aici. Că aici văd că s-a terminat zona pietonală. Am să vedem. Garaje. Și obligator la dreapta. Cobor din nou. Pe jos pot să merg în orice direcție. Trebuie să urc dealul. Să văd ce e acolo. La baza podului, la monumentul acela simbolic. Când o să mai am ocazie? Nu știu dacă pedalarea de grup o să fie în direcția aceea, că e deal mare. Numai cu bicicletă specială sau cu antrenament special urci așa deal. Plenare de 30, mai mult de 30 de grade. Vine și o mașină de urmă, nu din față, facem drum. Patriotismul portughez cam ca și celelalte patriotisme. E cam certat cu legea. Mult sigur și aici legea prevede să nu permiți deteriorarea drapelului. Chiar dacă văd barieră, dar nu era niciun semn care să interzică mersul pe aici. Așa că am luat-o la deal brusc. Văd ce au pe creasta dealului, atunci o pisică neagră. Pisoieși. Ești supărat. Și aici o biserică evanghelică. Și la orizont văd o cetate. Undeva încolo-i podul acela Vasco da Gama, iată se vede la orizont. Pod lung de 11 km mai trec. Aici, după cetate, e podul celălalt mare, suspendat. 25 aprilie. Ia ce latră când e. Acolo cred că n-are rost să iau. Dar încoace, sigur, merită. Să ajung mai aproape de monument. Și să mă pot întoarce în oraș pe altă. Că nu-mi place să merg pe aceeași cărare. Eu sunt explorator sau ce mai era. Sau fac naveta. Da, de o castelă. Vreau să am ucigăit pe aici. Și iată și podul zunzăitor la orizont. Voi poate nu-l vedeți. Da, moș, vi-l arăt. Prin ușă.
și un semn care să interzică intratul. Așa că probabil o să o iau pe acolo. Chiar dacă nu e bun pentru biciclete. E cu praguri. Străzi înguste, parcă-s medievale, parcă-s la Lisabona. În vale, de la cetate. Nu a prins luminatul stradal și a început să se vadă mai bine. Încă o stradă îngustă. Poliția. Ce-ți mai dau eu la pompă, că-mi pare că nu e destul de bine umflat cauciucul meu, ce serpentine fac eu pe aici. Când îți fie pedalarea de grup. Aici iar cetate. Aici am intrat în curte, cred că. Cam da. Hai înapoi. Peisajul tot așa e minunat. Mai că mă duc prea mult la vale și mă tem că o să întârzi la eveniment. Hectare și Gesu. Hai să mă uit hartă că n-aș vrea să ratez pedalarea, că pentru asta am venit. Stai pe loc. Bicla mea vrea să fug la vale. Dar eu vreau să pun să mă lase să mă uit pe telefon. Așa. Avem ora 6:20, trebuie să mă întorc altfel. Altfel ratez pedalarea. Sub pod o să trec trenuri, deasupra merg autobuze, mașini, dar n-ai voie pe jos sau cu bicicleta. Tot pe aici așa zboară avioanele spre aeroport. Probabil se decolează în altă direcție, dar spre aeroport la aterizare toate avioanele vin așa. Și dacă vrei să treci dincolo la Lisabona, trebuie doar vaporul sau trenul. Cu bicicleta nu poți la autobuz, probabil. Da, trebuie
trebuie să mă întorc pe unde am venit, pe cele serpentine, ca să ajung înapoi la în portul acela, la terminalul de unde pleacă pedalace. Cam așa. Ce buzeială face podul ăsta, că e făcut așa din niște plăci dențate și când mergi cu mașina te zgâlțe. Dar de ce nu văd eu evenimentul de pedalare? Trebuie să apară cu o oră mai înainte, sau n-am semnal aici. Trebuie să fie semnal de la Lisabona. Pădurile din România, mă întorc eu pe deal măcar. Trebuie să urc. Hai înapoi. Start. Pot să-mi pun și căști ca să aud ce spune. Buzunar la piept n-am să-l aud lângă ureche. Așa de alt pot să-l urc și cu bicicleta deocamdată. Din câte îmi pare mie. Yes. Sigur nu pe aici. Mi-aduc pe drum ca oamenii.